Astăzi, în sala Virgil Ogășanu, a avut loc o ședință a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin. Unul din proiectele de hotărâre discutate în cadrul ședinței a fost despre faptul că elevii care au obținut nota 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat vor fi premiați. În cadrul ședinței din sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu a fost convocat Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Toate proiectele de hotărâre au fost votate în unanimitate. Elevii numeroși care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat în 2020 vor fi premiați. Am făcut de toți consilierii, de mine, de domnul viceprimar Crijan, ceea ce arată că se poate și conlucra. Încercăm să sprijinim valoarea, să sprijinim educația, să-i ajutăm pe copiii care au luat note bune la aceste examene. Este important să-și ia zborul, să ne ajute pe viitor în tot ceea ce înseamnă Drobeta Turnu Severin. Eu sunt convins că o parte din elevii care au luat note bune și o să meargă la facultate se vor întoarce în Turnu Severin ca dascăl, ca ingineri, ca doctori. Avem nevoie de ei și am găsit de cuvință în această perioadă să-i ajutăm și noi puțin. Am mai avut un proiect de hotărâre, cel legat de aparate de fitness în interiorul orașului. Încercăm să facem două mici centre, să zic așa, de fitness în aer liber, mai mici în acest moment. Vedem exact dacă prind la populație, dacă vor fi folosite și pe viitor ne gândim la un proiect mai mare. Vă dați seama că acest concept de elevi meritoși poate avea mai multe semnificații. Ideea proiectului de hotărâre de Consiliu Local care astăzi a fost adoptat, proiect de hotărâre pe care l-am propus, dar mulțumesc tuturor consilierilor că l-au votat, presupune premierea tuturor elevilor care au susținut examenele de evaluare națională și de bacalaureat și au obținut rezultate peste 9. Practic acesta este pragul la care ne-am rezumat. Este important foarte mult ca toți copiii care au făcut eforturi pentru a obține rezultate bune la aceste examene să fie răsplătiți, să fie recompensați, pentru că, pe de altfel, poate să reprezinte ei și un model pentru ceilalți pe viitor, să vadă că dacă depun rezultate, dacă obțin rezultate bune și fac eforturi și învață, cu siguranță vor fi răsplătiți de către comunitate, pentru că asta este ideea, să-i răsplătim, pentru ca pe mai departe cât mai mulți copii să facă la fel, să le urmeze exemplu. De asemenea, în cadrul ședinței s-a discutat și despre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieri al Consiliului Local, dar și despre reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala gimnazială numărul 5.